Vorbim legislație, n-aveam eu nu-s moșteanu, nu? Legislație, instituții, că a zis domnul Boloș că mai bine ne turnăm între noi și ne dă 1% recompensă, așa, dar și ne gândim noi că e evazionist. Ce e povestea asta cu evaziunea? Cât da, de jumătate de ani le țin cu asta? Niște gogoși, da, de când sunt la guvernare PNL cu PSD, tot învârt niște gogoși de genul ăsta, că au paraziții, o vorbă, mă apuc să încerc să încep. Era un vers dintr-o melodie de-a lor. Cam așa sunt și de 3 ani de zile, încearcă să se apuce să înceapă nu știu ce. Dar, de fapt, au toate pârghiile la îndemână, au ANAF-ul, au Ministerul de Finanțe, au legislație. Dacă trebuie corectat ceva prin legislație, poate corecteze de azi pe mâine printr-o ordonanță, cum așa ne-a obișnuit domnul Ciolacu, ca să nu mai zic un amendament în Parlament. Dar nu lipsa legislației ține, ci lipsa de profesionalism, de bune intenții, sinecuriștii pe care dânsii i-au înfipt până ANAF și ne uităm la povestea de la partea de mari contribuabili din ANAF, unde Ionuț Mișa protejează, omul cât se PSD acolo, protejează niște mari evazioniști care probabil sunt cotizați de partid și a fost în presă săptămâna trecută articolul dezbătut pe larg. Deci ei au toate pârghile, însă dintr-o un soi de impotență, o lipsă de și de bune intenții și de putere de a mișca lucrurile, se învârt în cerc și tot mestecă gogoșile astea la televizor că se apucă ei să facă ceva ce n-a mai fost făcut. Nu, trebuie să se apuce de muncă, este simplu. De muncă, de treabă cu oameni profesioniști. Dar pe ideea care, asta lui Boloș... I-au dat la o parte. Cum ți se pare? A zis Boloș că se gândesc la o metodă de cointeresare a populației prin care să se denunțe eventuali evazioniști și dacă fapta se confirmă, primești 1%. Dacă sunt mai mulți cei care exact, denunță fapta de evaziune, ne dau mai mult. Asta e ca pe vremea lui Ceaușescu, când și o reminescență comunistoidă, dar nu mă miră dacă vine de la niște urmași ai PCR-ului o astfel de idee, când oamenii erau stimulați ca să se toarne între ei. Nu, oamenii trebuie să muncească, să plătească taxe corect și dacă nu plătesc taxe corect, statul, Boloș și cu Ciolacul în momentul ăsta, dar na, tu ești întrecător, dar statul român și cei care conduc statul român au toate instituțiile și toate pârghile la putere în mână ca să îi facă pe cei care vor să fugă de taxare să-și plătească corect taxele în România. Da, da, uite, oamenii plătesc taxe și impozite, doar că nu știm unde se duc banii, pentru că am văzut că ați exact făcut și voi asta o sesizare. Exact asta vreau să zic acum, foarte corect. Da, am văzut că faceți și voi, ați făcut o sesizare la CCR cu privire la modul în care se folosesc banii ăștia, se cheltuie banii din fondul de rezervă. Noi știam dintotdeauna că atunci când se spunea vorba asta, fondul de rezervă, domne, era o inundație, era o calamitate, era un incendiu. Exact. Se întâmpla ceva. Nu, acum fondul de rezervă e pentru safari, pentru uneori salarii, de exemplu, la Ministerul Educației. Spitalele sunt în colaps, dar purtătorul de cuvânt de la guvern le-a zis că trebuie să facă un memorandum dacă vor cumva banii în plus pentru bugetele lor. Nu, acum, cum s-a schimbat primăriile legea butuci, asta? Atenție, primăriile sunt pe butuci, primăriile nu sunt blocate efectiv de ordonanțele lui Ciolacu. Contractorii statului, fie că sunt contractori ai autorităților centrale sau autorităților locale, sunt cu facturile neplătite. Și asta este cel mai mare sabotaj pe care îl face Ciolacu în momentul ăsta economiei românești. Deci una spun pe gură, vorbesc de taxe, dar realitatea este exact cum a subliniat și dumneavoastră, că ei au spart banii într-un ritm fără precedent de 2 ani și jumătate, de 3 ani, odată că au făcut 3 ani la guvernare, odată cu... Nu, 2 ani au făcut. De ani la guvernare, odată cu Nicu ca premier, acum cu Marcel ca premier, dar sunt împreună PSD și PNL. Dacă PSD, la PSD mă așteptam să cheltuie responsabil, PNL-ul și-au strădat ultima urmă de liberalism când au fost de acord cu acest lucru. Și în fiecare săptămână există semnăturile miniștrilor PNL pe actele normative din guvern cu care Ciolacu omoară mediul privat. Doamna Gorghiu de la Justiție și domnul Boloș, penelistul de la Finanțe. Și a găsit Ciolacu într-un mod foarte creativ această șmecherie să fenteze rectificarea. Este prima dată când, de când urmărescă politică, când nu se face rectificare. Și practic ce face? Pune ministerele să dezangajeze bani cheltuieni, trimite ăștia hârtie de la ministere și alte instituții care aveau bani plini și bugetul inițial în bugetul de stat. Zic, noi nu mai putem face investiții acutare,
Deci nu mai țineți banii la, la Ministerul de Finanțe pentru noi, Ministerul X, că nu mai putem face. Ei, Boloș ia banii ăștia și bagă în fondul de rezervă. Și din fondul de rezervă, acolo e ca peștera lui Aladin. Și de acolo intră Aladin, domnul Ciolacu, ia ce-i trebuie și dă la primat, lui Iohannis, la SRI. Cine face frumos la domnul Ciolacu? Ori asta este dincolo de constituționalitate, dincolo de modul în care e gândită Constituția să așeze lucrurile de un termen în engleză, check and balances, să așeze lucrurile astfel încât să poată fi verificate. Practic el fentează Parlamentul prin această măsură, care Parlamentul i-a aprobat un buget, dar nu mai are nicio legătură structura cheltuielilor cu bugetul aprobat anul trecut în decembrie, care și ăla era un buget mincinos și am spus atunci că era un buget nerealist. Deci, Ciolacu cheltuie, desparge, nu mai face rectificarea, pentru că rectificarea l-ar obliga să publice niște indicatori și am vedea cu toții ce dezastru este în finanțele României și găsește și o târâie așa până la finalul anului cu toată trezoreria pe butuci, cu administrațiile locale pe butuci, cu contractorii statului pe butuci. Dar eu nu sunt Moștean, care sunt criteriile după care se scot banii ăștia din fondul de rezervă? Pentru că am văzut doamna Deca n-are niciodată bani de salarii, că ea când i-a dat 2% la educație acolo la România Educată, a zis că e mai mult decât îi trebuie, acum n-are bani să dea salariile. Spitalele sunt în colaps, probleme cu medicamentele, decontări, medicii de familie nu-și primesc banii. De fapt, cum se dau banii? Care e criteriul acolo? Că am avut un caz absolut tulburător la ora 3, un copil a murit ucis de tren pentru că nu sunt bani pentru naveta copiilor la școală, pentru microbuzele școlare. Da, banii sunt în pixul lui Ciolacu și cu ajutorul lui Boloș de la finanțe, Ciolacu face fix ce și al doamnei Gorghiu de la justiție, ei fac fix ce vor în momentul ăsta cu acești bani din fondul de rezervă, care sunt banii ăștia. Bugetul statului este așa o cameră mare cu bani și după aia se duc către un alt. Nu că e fondul ăla de rezervă e ceva special. Nu, ăla este alimentat constant de la Ministerul Finanțelor prin aceste dezangajări de cheltuieli de care vă spuneam și Ciolacu îi dă din pix cui vrea, cui țipă mai tare și mai cârpește pici pe acolo doar cu speranța că ajunge la sfârșitul anului și cumva O să reușească să supraviețuiască și o să reușească să păcălească pe toată lumea, să zică, doamne, e în regulă. Nu e în regulă, o să avem un deficit extraordinar. Deficitul înseamnă cheltuieli pentru generațiile viitoare și niște dobânzi pe care le vor plăti zeci de ani românii, pentru că Marcel Ciolacu cu PSD și cu PNL n-au fost în stare să țină în frâu finanțele țării, au cheltuit într-un ritm fără egal pe tot felul de sinecuri, pe pensii speciale, pe bani pierduți, temiri pe unde, pentru că în realitate nu se mișcă economia, economia a frânat, am văzut, e aproape de a fi frânat, aproape de a se opri și aproape de a intra pe minus, niște cifre fantasmagorice de la Comisia de Prognoză, care este în ordinea lui Ciolacu, spun că la anul o să fie minunat. Nu înțeleg pe ce se bazează, din punctul meu de vedere sunt cei mai mari mincinoși dacă mențin cifrele alea la construcția bugetului pe 2024 și va încerca să măsluiască bugetul pe 2024, să-i păcălească pe toți, dar că va fi bine la anul, ori pentru că e an electoral și vrea să le promită tuturor că le va da bani și pensii și salarii și la primar și așa mai departe. Ori nu merge așa, pentru că principalul actor din economie care trebuie stimulat este mediul privat. Și cu acest mediu privat, pentru că acolo, de acolo vine creșterea economică, de acolo vine bunăstarea, de acolo vine inovația, de acolo, acolo se creează plus valoare în economie. Ori pentru acești oameni care creează plus valoare în economie, Marcel Ciolacu și peneliștii au un singur mesaj. Taxe, impozite, îi tratează pe toți ca pe hoți, ca din start. Pleacă de la ideea că orice antreprenor încearcă să fraudeze statul, ceea ce este imoral. Numai niște oameni care n-au lucrat niciodată în mediul privat nu pot să înțeleagă asta. Și din păcate, în momentul ăsta suntem conduși de niște oameni care n-au avut nicio legătură cu economia reală. Da, și care au în continuu această surpriză numită taxe și impozite. Mulțumesc foarte mult, Ionuț Moșteanu, pentru participare. Luăm o scurtă pauză de publicitate.